Salutare prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou gameplay. Astăzi vreau să vă prezint joculețul Rise of the Scorpion, un joculeț care va fi lansat pe data de 8 august 2024, GDM, adică o poveste japoneză a driftingului. Dezvoltatorii acestui joc sunt cei de la Gaming Factory. Iar despre acest joc, dezvoltatorii ne spun că vom avea o experiență unică pentru partea de drifting, care se va desfășura în Japonia, pentru că faptul că vom face drifturi și vom putea să conducem mașini în acest joc, vom cunoaște și povestea unui student pe nume Hotari, care deși avea o familie destul de strictă, lui nu-i plăcea nici facultatea, dar în același timp era un bun driftior, să zic așa. Toată această poveste să desfășoară și să aceste curse să desfășoară în jurul lacului Haikama. Este un joculeț pe care eu l-am primit ca și testare. Tot aici pe Steam, dacă căutați, să vedeți că aveți și posibilitatea să intrați în Discord-ul celor de la GDM, unde veți putea fi la curent cu tot ce vor face noi update-uri și nu știu dacă se vor băga și DLC-uri pentru acest joc. Sunt mai mult ca sigur că vor fi și vor fi mașini băgate la DLC-uri. Tot aici putem să vedem și cerințele pentru acest joc. Niște cerințe minime, deci un joc fără pretenții, fără grafici puternice sau cerințe de software care să nu fie, să vă dea bătăie de cap. Așadar, joculețul arată destul de bine ca și prezentare, să zicem. Hai să vedem și cum se mișcă acest joculeț și ce vibe ne dă jocul. Deci gameplay-ul se mișcă destul de ok pentru un joculeț care este încă în beta. Și toată acțiunea aici este legată de drifturi, cât mai multe drifturi. Chiar am dat aici cu mașina și văd că nu se turtește. Un peisaj tipic japonez. Un peisaj în care nu lipsesc acei cireși. Eu zic că la prima impresie controlul asupra mașinii e destul de ok. Pentru cei care sunteți pasionați de drift, cu siguranță aveți mai multe abilități pentru drifting. Deja aici ne spune o mică poveste, pe acolo avem... Și am intrat să facem și noi o cursă aici. Probabil cred că va trebui să avem un oponent și să facem drifturi, cod la cod cu el. Eu nu sunt un bun driftior, dar încerc să fac și eu ceva aici. Uite că aici apare și prima poveste, primul story a studentului Hatari. Deci pare că studentul nostru le avea și cu gagicăreala, foarte multe gagici frumoase aici. Nice. Și avem o cursă aici. Avem un oponent, Ayumi. Am luat eu stâlpul aici și numai drift n-am făcut, dar înțelegeți voi care treaba, cei care vă place driftul, cu siguranță puteți să-l faceți aici. Mie mi-e drifturile, dar numai după colț. Da, și în felul ăsta avem și interfața jocului aici, după cum vedeți, avem și secțiune multiplayer care momentan nu merge pentru că este în testare joculețul. La fel sunt disponibile și garajul aici,
Cred că aici se pot face modificări aduse mașinii, să faci custom-ul tău propriu, deci dacă ar fi și chestia asta implementată, nu știu sigur, cred că asta ar fi super ok. La opțiune avem aici mai multe setări pe care le putem face de la partea de grafică. Și mi-a plăcut foarte mult partea de setup pentru control asupra mașinii. Putem să-l jucăm pe tastatură, volan, controller și pur și simplu să ne facem un setup custom building, care asta cred că va fi super tare pentru un joc de drifting. Foarte interesant setup-ul ăsta, chiar aș fi curios dacă poate pe viitor să mai fac un review pentru joculețul ăsta în care să testez fiecare posibilitate în parte, să vedem dacă merge cu toate aceste accesorii și cât de rapid se poate face custom-ul. De parte grafică, la fel, totul minimalist, simplist, foarte bine optimizat, e ok, cred că arată bine. Iar dacă vouă vă place acest joc, nu uitați să-l găsiți pe Steam, jocul se numește GDM Rise of the Scorpion. Iar dacă vă place sau nu vă place acest joc, puteți să lăsați în secțiunea de comentarii acestui clip părerea voastră despre joc. Nu uitați, este un joc care se lansează în 2024, cred că ar fi necesar să vă lăsați acolo niște comentarii, pentru că astea sunt jocurile care apar în 2024. Este acesta un joc decent pentru 2024? Mai extindește interesul sau se pare un joc, nu știu, învechit sau lipsit de ceva actualitate? Lăsați în secțiunea comentarii părerea voastră despre acest joc. Eu am fost Cristi Cagula, vă salut pe data viitoare!